Bun găsit, dragi prieteni! Invitata noastră de astăzi se numește Alexandra Gânță Martin. Este o persoană foarte activă în tot ce înseamnă drepturi civile, acțiune socială, combaterea discriminării, drepturile omului, educație și voluntariat în cadrul organizațiilor non-profit. Este absolventă a Universității Lucian Blaga din Sibiu, specializarea relații internaționale și studii europene. Are o diplomă de master în analiza și soluționarea conflictelor la Universitatea Salisbury, cunoaște 5 limbi străine și este lector în cadrul Departamentului de Analiza a Conflictelor și Soluționarea Disputelor la Centrul Bozeman pentru Rezolvarea Conflictelor din Statele Unite. În primul rând, vreau să te întreb dacă îți mai amintești cum a fost prima zi de studenție la facultate. Da, îmi amintesc foarte bine. Nu știu dacă este o experiență dintre cele mai pozitive, cel puțin pentru mine personal, pentru că lucram foarte mult în perioada respectivă, ca orice student care încerca să facă un bănuț, dădeam meditații, lucram și la un internet cafe care între timp, cred că nici sunt convinsă că nu mai există, dar lucrasem tura de noapte și ieșisem la ora 7 dimineața, iar la 8 trebuia să fiu la curs. Și m-am adunat așa cum am putut, am băut suficientă cafea încât să par om și m-am dus la curs. Primul curs a fost și a trecut așa ca prin vis. Am simțit că nu am participat și nu m-am implicat cât aș fi vrut și cred că în momentul în care am plecat de la facultate în acea primă zi, mi-am dat seama că trebuie să-mi gestionez altfel timpul. Ai zis că lucrai, ești din Sibiu, ai venit în Sibiu, ai ales Sibiu, cum ai luat decizia de a veni la științe politice în Sibiu? Sunt sibiancă. M-am născut în Sibiu, am fost la școală în Sibiu, la liceu am fost la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Am avut câteva opțiuni vis-a-vis de facultate. Am intrat și la Cluj, la Babeș, dar ulterior, după o analiză pe foaie, așa unde am făcut pros și cons, am decis totuși că vreau să rămân la Sibiu. Profilul academic era mult mai potrivit pentru ceea ce îmi doream eu și din nou a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat și nu am regretat nicio clipă că am rămas la Sibiu. Am înțeles. Dacă e să te gândești acum, care e prima amintire sau cea mai frumoasă amintire care îți vine în minte din perioada facultății? Sunt mai multe, dar dacă ar trebui să aleg doar una, a fost una legată de organizarea balului bobocilor. Nu mai țin minte exact în ce minte că am făcut pregătiri intense și am implicat tot felul de oameni, de artiști, au fost momente culturale, au fost râsete, am ieșit și în oraș, ne strângeam seara. Toată experiența în sine a fost atât de tonică și evenimentul în sine a fost un succes, dar pregătirea și toate meeting-urile pe care le-am făcut în organizare au fost cireașa de pe tort. Și mă gândesc că ați făcut o echipă care probabil a rămas și în următorii ani de facultate. Absolut. A fost genial. Am înțeles. Și apropo de oameni, ce persoane dragi ți-au rămas din timpul facultății, colegi, profesori? Cineva la care te gândești cu mult drag de fiecare dată? Să știi că mă gândesc cu drag la absolut tot. Simt că toți profesorii mei, ulterior devenit colegi,
au contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea mea profesională. Am învățat lucruri diferite de la ei, Domina Luca, la Gabi Șerban, la Dragoș Dragoman. Și îmi cer scuze dacă n-am uitat pe nimeni, pe toți îi iubesc, dar cu ei am colaborat cel mai mult. Am înțeles. Ai menționat că apoi ai trecut în partea cealaltă și ai fost colegă cu ei. Cum s-a întâmplat asta? Ai rămas direct la catedră după ce ai terminat facultatea? Adică întotdeauna și master sau cum? Da, am început un program de masterat și a fost în paralel cu dorința mea de a rămâne la catedră. Nu am avut ocazia să predau mai mult de un an la ULBS pentru că ulterior am venit în state, dar experiența mea la catedră la ULBS a fost una extraordinară și a fost practic sursa mea de motivație să continui pe aceeași traiectorie academică și să decid să rămân la catedră și în state. Care sunt diferențele între a preda la o școală, la o universitate din România și a preda la o școală din în America? Care sunt principalele diferențe? Aș vrea să precizez că între momentul în care am predat în țară la ULBS și am început să predau la Salisbury, au trecut 9 ani. Deci sunt convinsă că s-au produs diferențe și au fost schimbări pe ambele părți, dar dacă ar fi să le compar, cred că experiența mea de a preda în state e mult mai regimentată, în sensul că am o programă pe care trebuie să o actualizez semestru de semestru. Această programă este foarte detaliată, în sensul că în fiecare săptămână, la fiecare curs, studenții știu exact ceea ce urmează să discutăm, ce activitate urmează să facem. Orele la care dau examen sunt stabilite de la începutul semestrului. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o până în prezent la actualul loc de muncă? Cred că a fost realizarea că va trebui să continui să mă specializez. Având în vedere că eu veneam dintr-un background de relații internaționale, studii europene, eram foarte, foarte confortabilă cu tot ce ținea de domeniul respectiv. Am vrut să-mi diversific portofoliul profesional. Și mi-am dat seama că vreau să mă focusez pe conflict organizațional. Și atunci a trebuit să decid că în mod rezonabil pot preda un curs sau două și va trebui să dedic timp reprofilării. A fost o decizie foarte bună. A doua pălărie pe care o port, al doilea job pe care l-am în paralel cu predatul, este la o altă universitate unde lucrez ca... Titulatura o să sune foarte aiurea, investigator, dar ca să explic un pic ce înseamnă asta, fiecare facultate are un mecanism intern de soluționare a conflictelor legate de discriminare, de bullying, de tot ce ține de categoria respectivă. Și eu practic reprezint mecanismul de soluționare intern. Un student, un profesor, un staff member care consideră că au fost discriminați, vin la mine, îmi expun situația, iar eu iau așa o lupă mare, o lupă metaforică și văd ce s-a întâmplat, ce remedii putem propune, cum anume rezolvăm situația în așa fel încât persoana respectivă să poată continua nestingherită în programul academic respectiv.
Când apar momente delicate la locul de muncă, dificile, cum le depășești? Există persoane pe care le aproape ne poți povesti o asemenea situație? Cum sunt depășite delicate? Momentele delicate și situațiile dificile cred că sunt la ordinea zilei. Genul de muncă pe care îl fac eu, deseori îi spun soțului sau prietenilor, nimeni nu vine la mine în birou mulțumit sau ferit. Una e o problemă de rezolvat. Și cred că m-am obișnuit să mă detașez suficient de mult încât să îmi pot face job-ul cu claritate. Eu sunt o persoană foarte empatică și la început mi-a fost foarte greu. Cred că încercam să repar totul în timp record, să rezolv totul ca și când n-ar fi existat problema și nu e rezonabil. Dar am o echipă, am patru colegi care sunt foarte, foarte deschiși, de mare ajutor. Jobul meu este foarte confidențial, deci în afara echipei nu pot să divulg nicio informație, care, din nou, a fost foarte greu pentru că te încarci emoțional cu... Trebuie cu să ai lupa cât mai clară, mă gândesc, ca să poți să vezi bine prin ea. Absolut, absolut. Trebuie să lustruim lupa tot timpul. Ai lucrat de la început cu echipa, adică ai ajuns în echipa aceea, în momentul în care ai început activitatea? Sau v-ați format pe parcurs? Nu, uite, să merg suficient timp înapoi ca să creez contextul. După primul an de predat la Salisbury, am avut oportunitatea să colaborez part-time cu biroul de la Salisbury, care făcea acest timp de muncă. Cum am ajuns să colaborez cu ei? În ultimul meu semestru de masterat, îmi căutam nișa pe care să o explorez, nișa profesională pe care să o explorez. Și mi-am dat seama că m-ar interesa foarte mult tipul de muncă pe care îl fac în biroul respectiv. Și m-am înarmat cu un CV și cu un writing sample și le-am bătut frumos la ușă și le-am zis, uitați, eu sunt Alexandra Martin, sunt studentă la master și pot să fac următoarele lucruri. Aveți nevoie de un intern? Și ei au zis să... Hai să vedem, nu știm, că n-am avut un intern până acum. Dar dă-ne o zi să ne decidem. Și m-au sunat la vreo săptămână și au zis, da, ne-ar plăcea super mult să lucrăm cu tine, dar nu te putem plăti. Nicio problemă, vin pro bono. După vreo lună de zile, au zis, uite, ne place foarte mult cum colaborăm, ne ești de mare ajutor, putem să te plătim? Sigur că da! Și am colaborat foarte bine cu ei până la sfârșitul semestrului. Oportunitatea a venit un an mai târziu și am primit un telefon de la cel care era supervisorul meu pe atunci și mi-a zis, uite, era într-o luni, uite, poți începe de mâine. Sigur! Și am lucrat 2 ani de zile la ei. Era un job part-time, pentru că atunci predam 2 cursuri și lucram cam 25 de ore la ei. Ulterior am aflat de o altă oportunitate la altă universitate de stat, unde tocmai creaseră biroul respectiv. Și am considerat că ar fi foarte, foarte util pentru mine la nivel profesional să văd cum se face totul de la zero. Biroul la Salisbury era creat de vreo 7 ani, totul mergea strună și era o poziție confortabilă. Știam
în fiecare dimineață ce am de făcut, existau regulamente, totul era la locul lui. Dar când am aflat de crearea acestui birou la cealaltă facultate, am considerat că o să am ocazia să învăț mult mai mult, să fac eu, să creez regulamente, să creez tot ce înseamnă activitatea zilnică și rutinieră. Și deși a fost o decizie grea, pentru că îmi plăcea foarte mult echipa de la Salisbury, am decis că aș vrea să mă mut full-time ca investigator și să-mi păstrez un curs la Salisbury. Și a fost greu și este greu. Sunt în rolul respectiv din 1 iulie 2019, dar merită. Am înțeles. Merită și nu regret decizia. Cred că e o poveste foarte interesantă pentru actualii studenți, adică atitudinea aceasta de a merge și a încerca, a interesa și a arăta că ai ceva de oferit. Da. Absolut. Uite, dacă pot să adaug ceva în legătură cu atitudinea asta de go-getter, cred că mi-am dat seama foarte devreme că doar diploma în sine are o valoare limitată. Uh-huh. Și tot așa m-am proptit la ușa centrului Wasserman și i-am spus, uite, știu că aveți tot felul de proiecte, m-ar interesa să colaborez cu voi, îmi place foarte mult ceea ce faceți și, din nou, nu trebuie să mă plătiți pro bono, vreau doar să vă ajut. Și din ianuarie 2015 colaborez cu Centrul Wasserman, apreciez foarte mult tot ce am avut ocazia să fac prin ei, cu ei. Ne apropiem de final și aș vrea să-ți propun, dacă știi chestionarul lui Proust, 5 întrebări din chestionarul lui Proust la care să ne răspunzi. Sigur. Ce urăști tu cel mai mult? Ce nu-ți place? Ce... Faptul că în ultimul an am pierdut atât de mult din calitatea interacțiunii umane, care e atât de importantă, pentru mine cel puțin, și urăsc sentimentul ăla de pierdere. Dar cu speranța că se va schimba. Așa e. Ce iubești cel mai mult? Optimismul și orice persoană din viața mea care vine cu o doză de optimism cu care mă pot infuza și eu, cel mai tonic. Îți dă puterea să faci multe și mari și mici. Mm-hmm. Și studenții mei vin cu o doză suplimentară de energie și optimism. Înțeles. Și apropo de persoane, ai o persoană care este în viață și pe care o admir cel mai mult? Da, numele lui este Arun Gandhi, este nepotul lui Mahatma Gandhi și este unul dintre colaboratorii principali de la Centrul Wasserman. Am avut ocazia să-l cunosc de câteva ori, am mâncat micul dejun cu el, bă, era într-un cadru oficial, bineînțeles, dar viziunea pe care o are, energia pe care o are, prezența pe care o are, e atât de liniștitoare și continuă misiunea bunicului lui, chiar dacă el are acum înspre 90 de ani, dar este o persoană absolut unică. Te umple de zen. Foarte interesant. Mă gândesc că a fost o întâlnire extraordinară. Ce prețuiești cel mai mult la un prieten? Disponibilitatea de a petrece timp împreună. Toți avem vieți atât
atât de ocupate, toți avem atât de mult de făcut și simt că dacă ești realmente apropiat de cineva, dacă vrei să păstrezi o prietenie, trebuie să ai răbdare pentru realitățile vieții celuilalt, pentru programul lor, dar și să fii dispus să petrești timp împreună. Așa păstrezi conexiunea. Înțeles. Când ai fost cel mai fericită? Care e momentul pe care ți-l aduci aminte ca fiind cel mai fericit moment din viața ta? Cred că mi-e greu să aleg, dar probabil prima dată când i-am văzut pe părinții mei, după aproape 4 ani de locuit în state, nu am avut ocazia să merg în țară din vari motive și a fost atât de greu. Și probabil momentul în care i-am revăzut după 4 ani, fără doar și poate e în topul celor mai fericite momente. Înțeles. Mulțumim foarte mult. Pe mine, apropo de optimism, pe mine m-a încărcat și pe mine de optimism acest interviu. M-am gândit și la elevii care urmează să devină studenți și la studenții care sunt acum la universitatea noastră, la faptul că și pentru ei ar trebui să fie foarte fructoasă această povestea ta și sper să se inspire pe cât mai mulți dintre ei. Îți mulțumim foarte mult. Cu mare drag, mi-a făcut mare plăcere să ne conectăm. Trebuie să menționez că am vorbit înainte de interviu de cei doi căței și se pare că au fost destul de cominți, că nu i-am auzit. De neașteptat, foarte, foarte necaracteristic. De obicei, profită de orice ocazie să se manifeste. Bine. Să ai spor în tot ce faci. Mulțumim foarte mult și poate o să ne mai auzim pe viitor la tot un interviu de genul acesta. Mulțumesc și eu, cu mare drag!